Secretarul General al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă a abordat recent problema acută a deficitului de forță de muncă din România și a evidențiat provocările cu care se confruntă piața muncii din țara noastră. Într-o dezbatere intitulată Bogățiile României din diaspora, Miclău a prezentat perspectivele și măsurile luate pentru a face față acestei situații critice. Conform declarațiilor lui Marcel Miclău, deficitul de forță de muncă din România a crescut semnificativ în ultimii ani, în comparație cu anul precedent, când au fost înregistrate aproximativ 400.000 de locuri de muncă declarate până pe data de 1 octombrie. Anul acesta s-a ajuns la 560.000 de locuri de muncă disponibile, din care aproximativ 330.000 sunt poziții repetitive. Aceste cifre semnalizează o mare cerere de locuri de muncă, dar cu atractivitate scăzută pentru mulți dintre potențialii angajați. Un alt aspect important evidențiat de Marcel Miclău este întoarcerea în țară a unor persoane care au plecat în străinătate, dar acum se întorc pentru a-și dezvolta propriile afaceri sau pentru a contribui la dezvoltarea comunității din care provin. Acest lucru reflectă o schimbare de paradigmă, deoarece cultura și legăturile cu România joacă un rol important în aceste decizii. Pentru a răspunde la această provocare, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă continuă să promoveze măsurile active, inclusiv informare, consiliere și mediere. Foarte important faptul că noi promovăm în continuare măsurile active, cea mai simplă, informarea, consilierea și medierea, dar pe lângă aceste activități, să le zic, tehnice și teoretice, avem și măsuri active care oferă subvenții și stimulente pentru cei care se întorc din străinătate. Și aici m-aș referi la prima de activitate, care nu este foarte mare, dar e totuși 1000 de lei și cea mai motivantă și atractivă pentru locuitorii din diaspora românească, reprezintă prima de instalare. Prima de instalare, care este un quantum de undeva la 2500 de euro. Deci, dacă vin în România și se încadrează pe o perioadă de cel puțin 12 luni, noi oferim 6500 de lei la angajare și după 12 luni diferența de 6500 de lei. Dacă vine cu copiii și cu soția, mai primește încă 3500 de lei și pentru soție. A conchis Marcel Miclău.